12 echipe s-au aliniat la startul campionatului județean de futsal ce debutează sâmbătă și își va afla laureata pe 17 februarie. Combatantele au fost împărțite în două grupe în cadrul cărora se va juca după un sistem fiecare cu fiecare. Câștigătoarea trofeului va reprezenta Buzăul la un turneu final ce se va disputa în primăvară la București. Întrecerea este concepută pentru jucători legitimați la echipele afiliate AJF din ligile 4, 5 și 6. AJF a gândit acest turneu pentru a da posibilitatea echipelor din ligile inferioare să joace și în sezonul de iarnă, atunci când starea terenurilor din mediul rural nu permite disputarea unor meciuri amicale. Date fiind condițiile de pe terenurile din mediul rural mai degrabă precare, fotbaliștii de la diviziile 4, 5 și 6 intrau în repaus total, pe toată durata pauzei competiționale. Cele 12 echipe aliniate la startul competiției sunt Viitorul Vernești, Avântul Zărnești, Știința Cernătești, Viitorul Tisău, Glodeanu Siliștea, Victoria Boboc, Phoenix Poșta Călnău, Gloria Vadupașii, Tim Săgeata, Știința Bălăceanu, Pescărușul Luciu și Vernești Under 19. Prima etapă a turneului se va disputa mâine de la ora 16.